Să începem testul de astăzi cu câteva ghicitori cu chibrituri. Uite, aici este o casă făcută din bețe de chibrit de dimensiuni egale. Poți să faci casa să fie orientată în direcția opusă mișcând doar două bețe de chibrit? Te-ai prins? Iată răspunsul! Iată o sarcină similară, dar cu un scaun. Mută două bețe de chibrituri pentru ca acesta să fie orientat spre stânga. Iată care este soluția. Mai întâi, mută acest chibrit aici, apoi pe acesta de aici. Gata! Sper că ai nimerit-o! Minus 5 este egal cu 8. Nu, nu este corect. Poți rezolva ecuația mutând doar un singur băț de chibrit? Da, așa se face. Bine, următoarea provocare pentru tine. Iată o casă făcută din bețe de chibrit de dimensiuni egale, iar aici este o monedă chiar lângă ea. Fără să miști moneda, mută cel puțin 3 bețe de chibrit în așa fel încât aceasta să ajungă în interiorul casei. Bine, iată soluția! Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Moneda este înăuntru. Bine, iată ultima provocare cu bețe de chibrit pentru astăzi. Aceasta este un pic mai dificilă, așa că de data aceasta ai voie să faci 4 mișcări. Trebuie să faci o casă. O să te descurci! Lasă-mă să-ți arăt! Primul pas! Acum, acesta este pasul al doilea, al treilea și asta e ultima mișcare. În univers paralel, este permis doar să te distrezi și să mănânci bomboane. Acolo nimeni nu citește și nu studiază niciodată. Doamna Relim s-a întors acasă după o zi lungă și distractivă la un club. Cele trei fiice ale ei trebuiau să-și petreacă ziua acasă. Când femeia s-a întors, a observat că cineva făcuse în schimb niște treabă în grădină. Hannah a spus: "Mă uitam la emisiunea mea la TV." El a spus: "Am dormit și am mâncat bomboane toată ziua." Ava a spus: "Am fost la o petrecere la piscină cu prietenii mei." Cu toate acestea, doamna Relim și-a dat seama că una dintre fiicele sale a mințit. Cine a fost? A fost Ava. Uită-te mai atent la mâinile ei. Are ceva murdărie sub unghii pe care nu a reușit să o spele. Jason l-a găsit pe fratele său, Rowan, inconștient în podul casei sale și a sunat imediat la poliție. La sosirea polițiștilor, el a povestit ce s-a întâmplat. Fusese plecat din oraș și tocmai ce se întorsese acasă. Treceam pe lângă casa lui și am văzut că lumina era aprinsă. M-am uitat pe fereastră și l-am văzut zăcând acolo, așa că m-am grăbit să intru. Aveam cheia! Jason a fost dus la secția de poliție în calitate de suspect. De ce? Rowan a fost găsit în pod. Jason nu l-a putut vedea pe fereastră, așa că povestea lui nu poate fi adevărată. Doamna Anderson a venit acasă la prânz pentru că uitase niște documente importante. Când a intrat în sufragerie, a văzut un străin acolo. Camera era dezordonată. Cineva căutase ceva. "Doamnă, sunt ofițerul Jason. Un vecin îngrijorat a sunat la poliție raportând că un străin s-a furișat în casă. Am venit să verific." Doamna Anderson nu l-a crezut. Și-a dat seama că era vorba de un hoț și a sunat la poliție. De ce? Când a ajuns la casă, nu a văzut nicio mașină de poliție.
Într-o seară de februarie, doamna Jonas a venit acasă după serviciu. Vecinul ei a trecut pe lângă ea și au purtat o mică discuție. Doamna Jonas a aflat că unul dintre fiii ei fusese văzut la un mall din oraș, dar fiii ei erau pedepsiți și nu aveau voie să iasă din casă. Așa că doamna Jonas i-a întrebat ce făcuseră. Matt a spus: am exersat pentru ora de pian. Luke a spus: am citit toată ziua. Iar Dean a spus: mi-am petrecut ziua în curtea din spate cu câinii. Doamna Jonas și-a dat seama destul de repede cine a încălcat regulile. Tu poți să faci asta? A fost Dean. A spus că fusese afară cu câinii, dar nu erau urme de pași în zăpada din curtea din spate, deci a mințit. Michelle a dat o petrecere de ziua ei și a invitat mai mulți prieteni. La jumătatea petrecerii, a observat că fratele ei se afla într-un foișor cu cineva, dar nu și-a putut da seama cine era. Bineînțeles, a devenit curioasă, dar nu a putut să se ducă imediat să verifice. Când a fost liberă, s-a dus să inspecteze foișorul. Erau trei posibile fete cu care fratele ei ar putea fi împreună, pentru că ele nu erau prin preajmă în acel moment. Cine era cu fratele lui Michelle în foișor? Uite, sunt urme de pași care duc la foișor. Acestea trebuie să-i aparțină lui Michelle, iar acestea sunt ale fratelui ei. Dar sunt și niște urme lăsate de niște tocuri înalte. Singura fată care poartă tocuri este aceasta, așa că fratele lui Michelle trebuie să fi fost cu ea. Acum vei salva vieți. O să-ți arăt câteva situații. Sarcina ta este să stabilești care persoană nu acționează într-un mod inteligent. Jane și Evan se întâlnesc cu prietenii lor. Jane a sosit mai devreme și s-a dus să ia niște produse de patiserie. Evan se grăbește pentru că este în întârziere. Cine face ceva greșit? Evan conduce pe o pistă de biciclete. Casey și Riley nu știu să înnoate, dar vor să învețe. Casey s-a dus la lacul aflat nu departe de casa ei. Riley s-a dus direct la ocean cu o gașcă de prieteni. Care dintre ele este în pericol? Să înveți să înnoți în ocean nu este cea mai bună idee, dar Riley este cu prietenii ei care pot avea grijă de ea. Casey este singură la lac. Să înveți să înnoți fără oameni în jur este foarte periculos. Jim și Mason se află într-o vacanță de vară în America de Sud și au găsit un loc izolat lângă râul Amazon, fără oameni. Jim înnoată, iar Mason se bronzează pe mal. Care dintre ei este în pericol? Jim, uite, sunt pirania foarte aproape de el. Trebuie să iasă din apă imediat. Ups, prea târziu. Haha, glumeam doar. Sofia și Brooke sunt cele mai bune prietene. Au mers în pădure pentru a se strecura într-un vechi conac abandonat. Care dintre ele nu acționează inteligent? Sofia, ea poartă tocuri. Nu este cea mai bună alegere în această situație. Maya și Kate întârzie la întâlnirile lor, așa că conduc peste limita de viteză. Care dintre ele este într-un pericol mai mare? Kate! Uite, sunt atâtea lucruri care se află în mașina ei. În caz de accident, ceva ar putea să o lovească. Testăm acum cât de atent ești. Uite, iată o monedă și trei pahare. Voi pune moneda aici, în mijloc.
Sarcina ta este să te uiți la monedă și apoi să-mi spui unde este. Ești gata? Să-i dăm drumul! Deci, unde este moneda? Uite, e aici! Ai nimerit? Bine, să mai încercăm o dată. Acum am 4 pahare și le voi muta mai repede. Am pus moneda chiar aici. Deci, unde crezi că este? Da, este în acest pahar. Acum, hai să facem treaba asta și mai dificilă și să vedem dacă poți să-ți dai seama acum. 5 pahare și se mișcă mai repede decât înainte. Gata? Deci, unde este moneda? Este chiar aici. Bună treabă! O femeie are 3 fiice. Crina, Roza și Yasomiya. În curând va mai avea încă o fiică. Cum crezi că o va numi? Bianca, Aurora sau Violeta? Femeia pare să opteze pentru nume de flori, așa că cel mai probabil va alege să o numească pe fiica ei cea mică, Violeta. Miele este un arheolog care explorează vechile peșteri și cripte care datează din Egiptul antic. Într-o zi, ea intră într-un tunel și vede că acesta se împarte în 3 tuneluri mai mici. Dacă o ia prin tunelul din stânga, va da peste o mumie care o va blestema. Al doilea pasaj are o groapă pe drum. Dacă va alege a treia cale, va intra într-un tunel plin de gaz otrăvitor. Ce drum ar trebui să aleagă miele? Uite, lângă groapă se află o placă din lemn. Miele o poate folosi pentru a traversa groapa. Bine, și acum mai am o ultimă întrebare pentru tine. Câte mumii pot încăpea într-o peșteră goală? Doar una! Pentru că după ce intră o mumie, peștera nu mai este goală. Ei bine, din punct de vedere tehnic, presupun.